Credincioșii celei mai mici parohii din Episcopia Caransebeșului vor avea o biserică. Piatra de temelie a fost pusă ieri, în ziua în care comunitatea din Sălbăgelul Nou, județul Caraș-Severin, a sărbătorit, după calendarul neîndreptat, Buna Vestire. Lăcașul de cult va avea hramurile Buna Vestire și Sfântul Ierarh Nicolae. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte, episcop Lucian. Nu putem decât să vă felicităm pe toți cei care ați susținut această idee și acest proiect. Și mulțumim în mod special domnului primar, care și în 19 decembrie a fost alături de noi anul trecut și iată astăzi ne-a întâmpinat, a luat cuvântul după această sfântă slujbă și ne-a promis aici, în primul rând, promisiunile noastre sunt în fața lui Dumnezeu, că în timpul cel mai scurt de acest loc se va ridica o biserică, nu foarte mare, dar o biserică necesară pentru puținii, dar harnicii și rugătorii credincioși din această parohie. Vreau să vă asigur, preasfinția voastră, părinte paroh, că eu, împreună cu Consiliul Local SACU, vom depune toate eforturile pentru construirea acestui lăcaș. Cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm ca într-un timp relativ scurt să ne revedem la sfințirea acestui lăcaș. Parohia Sălbăgelul Nou, înființată în anul 2010, numără 12 familii cu 40 de credincioși. Multă vreme, comunitatea ucrainenilor ortodoxi de aici nu a avut un lăcaș de cult. Este deosebit evenimentul pentru că este o parohie misionară și până acum această parohie a funcționat într-o încăpere, într-o clasă a școlii din această localitate, iar datorită dorinței a credincioșilor de a-și clădi, de a-și ridica o biserică, s-a făcut acest început prin punerea pietrei de temelie. În satul nostru, Sălbăgelul Nou, este o zi istorică, este o zi importantă, ne nădăjduim în bunul Dumnezeu, ne punem încrederea în El și ne rugăm Lui ca să ducem la bun sfârșit acest vis al nostru. Răspunsurile au fost date de grupul psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.